Vă salut, dragi prieteni! Bine ați revenit în voliera mea, voliera Columbofil Junior. Astăzi o să facem un video în care o să prezentăm și prima pereche de puișori voltați indieni din 2017. Sunt niște pui foarte frumoși, ca și culori. O să avem un pestriț alb cu negru, mai bine zis bolțat. Vedeți masculul. Iar femela foarte curios sunt, nu-mi dau seama ce culoare va fi, dacă va ieși un almond sau un cenușiu. Ia minelat. Apucasem să vă povestesc videoul trecut, că mi-au sosit inelele mai târziu. O să încercăm așa să prezint. Și avem aici, nu știu cât se poate observa, inelul de 10 mm. Îl avem aici. 2017 și avem inelul. Vedeți ce încălțătură faină a porumbei. Ia uitați masculul, ce încălțătură poate să aibă. Și să vedem și încălțătura femelei. O să vă prezint această pereche de pui și când ea va coborâ din cuib. Să vedem cât de mult s-a schimbat, ce culori. Vor ieși până la urmă acești puișuri. Eu zic că e o pereche reușită de voltați indieni, dar nu ne putem da seama. Nu ne puteam da seama acum, ei trebuie să mai crească, să ne putem da seama de coada lor, cum o să stea, și mai multe poziție. Cunoscătorii rasei știu despre ce vorbesc. Puișorii sunt încă prea mici ca să ne putem da seama de adevărata calitate a lor, dar eu spun că e o pereche foarte bună. O pereche foarte, foarte bună. O să merg să mai iau și pui de rândunele. Să facem un video și cu pui de rândunele, să vedeți cât au crescut. Am crescut de mărișori. O să pun pe pauză, să merg să aduc și puii de rândunele. Am adus și puișorii de rândunele. Vedeți cât de mare s-au făcut și puișorii. Avem aici un mascul de voltat indian. Vedeți cât de frumoși s-au putut face acești puișori de rândunele de Saxonia. Și mai avem încă o pereche de puișori. Ce vă prezentam în videoul trecut, o să merg să iau și pe aceea.